Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Adolescentă lovită de o mașină în Târgu Jiu. 534 de milioane de euro pentru Gorj prin programul Tranziție Justă. Handbalistele vor să termine anul cu 5 victorii. O tânără a fost implicată astăzi într-un accident rutier produs pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu. Adolescenta a fost accidentată de o mașină în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Potrivit polițiștilor, vinovat de producerea accidentului se face un bărbat de 64 de ani din comuna Mușetești. Acesta nu a observat-o pe fată și a lovit-o în plin. În urma impactului, tânăra de 15 ani din județul Mehedinți a fost rănită și transportată la spital. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La data de 15 decembrie anul curent, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier cu victime. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 64 de ani în comuna Mușetești, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din direcția strada Traian, localitatea Iezureni, a acroșat o tânără de 15 ani în comuna Grozești, județul Mehedinți, care se angajase în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a tinerei de 15 ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un tânăr de 21 de ani din orașul Tismana a constatat cu stupoare că i-a fost furată mașina chiar din fața casei. Acesta a anunțat autoritățile, iar poliția și-a făcut treaba și a găsit autoturismul. Mașina îi fusese sustrasă de către un alt tânăr de 19 ani din comuna Runcu. Fără prea mare emoție, acesta a folosit o cheie de rezervă, s-a urcat în autoturism și a dispărut. Mai apoi l-a șantajat pe proprietar cu diferite sume de bani pentru a-i restitui autoturismul în cauză. Actualmente, tânărul de 19 ani este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie, fur calificat și șantaj, iar conform legislației, el riscă închisoare de până la 4 ani. La data de 14 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către un tânăr de 21 de ani din orașul Tismana cu privire la faptul că în noaptea de 13 spre 14 decembrie anul curent, un alt tânăr de 19 ani din comuna Runcu i-ar fi sustras, folosind o cheie de rezervă, autoturismul aflat în poziția închis asigurat, parcat în parcarea de reședință, creându-i un prejudiciu de 55.000 de lei. Totodată, acesta a mai sesizat și faptul că a fost șantajat de tânărul de 19 ani din comuna Runcu cu diferite sume de bani pentru a-i restitui autoturismul în cauză. Din cercetările efectuate de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale s-a stabilit faptul că autoturismul este proprietatea mamei tânărului de 19 ani și a făcut obiectul unui schimb între cei doi în noaptea de 20 spre 21 octombrie anul curent. De asemenea, polițiștii au extins cercetările și pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. În urma probatorului administrat la data de 15 decembrie anul curent, tânărul de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie, fur calificat și șantaj, urmând a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Cei trei tineri prinși în flagrant în urmă cu două zile, în timp ce furau componente din mașinile agricole de pe raza comunei Crazna, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei în cauză cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani au fost depistați într-o mașină pe care o conducea unul dintre ei, deși nu avea permis de conducere. Prejudiciul cauzat părților vătămate a fost estimat la 3.000 de euro. La data de 14 decembrie anul curent, în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției orașului Novaci, cu privire la cei trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, depistați de polițiști în noaptea de 10 spre 11 decembrie anul curent, în timp ce sustrăgeau mai multe componente de utilaje agricole de pe raza comunei Crasna, polițiștii au dispus reținerea acestora pentru o perioadă de 24 de ore, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 3.000 de euro, nefiind recuperat în totalitate. La data de 15 decembrie anul curent, cei trei tineri vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Novaci cu propuneri legale. Pentru fapta comisă, cei trei tineri riscă închisoare pe un termen de la 6 luni la 3 ani. Un tânăr de 28 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea 3 infracțiuni de furt calificat.
Acesta a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea un portofel ce conținea suma de 250 de lei din rucsacul unei femei de 67 de ani din Constanța. Fapta s-a petrecut pe strada Panait Moșoiu din municipiu. În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că acesta mai furase două portofele, unul ce conținea sume de bani și documente aparținând unei tinere de 31 de ani din Craiova și altul al unei femei de 60 de ani din orașul Topoloveni. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în arestul IPJ Dolj. În cursul acestei zile, cel în cauză a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive. Programul operațional Tranziție Justă a fost lansat oficial astăzi la București, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în prezența reprezentanților celor 6 județe beneficiare. În cadrul conferinței de lansare, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a semnat o declarație comună alături de ministrul Marcel Boloș, care cuprinde câteva principii esențiale menite să asigure o implementare cât mai eficientă a programului operațional Tranziție Justă. Urmează ca la nivelul județului Gorj să fie constituit un grup județean pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică. Sarcina constituirii acestui grup revine Consiliului Județean Gorj. Programul Tranziție Justă acordă sprijin din partea Fondului pentru Tranziție Justă în cadrul obiectivului investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică pentru județele Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova, având un buget de circa 2,53 miliarde de euro. Astfel, PTJ răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, elaborate pentru județele Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova, teritorii identificate în anexa D a raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o tranziție justă în perioada 2021-2027. Cea mai mare alocare din fondul pentru tranziție justă în raport cu celelalte 5 județe beneficiare ale acestei finanțări de 534 de milioane de euro revine județului Gorj. Anul 2022 a fost un an solicitant pentru reprezentanții Poliției Locale din Târgu Jiu. Este declarația făcută de Florin Băluță, directorul Poliției Locale, care spune că în ultima perioadă au fost aplicate zeci de sancțiuni. Una dintre cele mai solicitante intervenții a fost cea care vizează ridicările autoturismelor parcate neregulamentar. Conducătorii care parchează neregulamentar trebuie să achite în jur de 350 de lei pentru a-și recupera mașina. Am avut un an în care au fost aplicate sancțiuni, iar numărul lor, din păcate, nu este chiar atât de mic. Putem despre domeniile de activitate pe care poliția locală le are. La ora actuală vorbim de circulație, ordine publică, control comercial, mediu și disciplina în construcție, evidența persoanei și așa mai departe. Pe toate aceste domenii de activitate au fost constatate contravenții și aplicate sancțiuni contravenționale. A fost de muncă, este în continuare de muncă în toate domeniile de activitate. Cum v-am zis, eu mi-aș dori să fie cât mai puține, mi-aș dori să nu aplicăm deloc sancțiuni chiar. Acest lucru este imposibil, bineînțeles. Știți că avem parcările publice cu plată care au intrat din acest an, parcările publice de reședință, chiar mașina de ridicare auto. Acesta spune că situația ar fi mult mai ușoară dacă cei care își lasă mașina parcată neregulamentar ar lăsa un număr de contact pentru a se înțelege cu proprietarul locului de parcare. În mare parte, mulți cetățeni s-au obișnuit și își lasă numărul de telefon în bord. Și este de atunci, bun simț. Și este o chestiune pentru de bun simț. Pentru că îi atunci vine când, și ia-ți mașina tău frumos ca mine de la când serviciu. Deținătorul legal al locului de parcare ajunge la acasă să poată să ia legătura cu persoana respectivă să vină să-și ia mașina. În cazul în care nu găsește numărul de telefon, de obicei ne solicită pe noi și solicită să-i fie ridicată mașina de pe locul de parcare. Solicitări în acest sens avem în jur de 4, 5, 6 solicitări zilnic. Cu aspecte despre care vorbiți dumneavoastră. Restul mergem pe OG 195 și legea 421, ordonanța de guvern 421. Complexul energetic Oltenia a alocat sumele necesare pentru achiziția de piese electronice pentru utilajele miniere. Acestea au fost solicitate de către Biroul Mentenanță Energetică din sucursala minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Între beneficiari se află sectoarele miniere Roșia, Peșteana, Pinoasa, Jilț Nord, Jilț Sud, Lupoaia și Roșiuța. Piesele electronice care vor fi achiziționate în perioada următoare vor garanta asigurarea funcționării în condiții de siguranță și reducerea timpilor de staționare a utilajelor. Astfel va exista o continuitate în ceea ce privește producția de cărbune.
Complexul energetic Oltenia a redus activitatea grupurilor energetice. Acest lucru a avut în vedere remedierea unor probleme tehnice care au apărut la unul din grupurile energetice de la sucursala electrocentrale de la Turceni. Astfel s-a ajuns să se funcționeze cu numai 4 grupuri energetice. Sucursala electrocentrale Rovinari are pornite 2 grupuri energetice, sucursala electrocentrale Turceni are în funcțiune un grup energetic și sucursala electrocentrale de la Ișalnița funcționează cu un grup energetic. Astfel la Rovinari se produce energie cu ajutorul grupurilor energetice numerele 3 și 6, la Turceni este disponibil grupul energetic numărul 5, iar la Ișalnița blocul energetic numărul 7. Excavatoarele din 2 mari cariere ale complexului energetic Oltenia vor beneficia de servicii de mentenanță. Pe lista de achiziții au fost trecute recent piese de schimb pentru utilajele de excavare. Este vorba de piesele folosite pentru echiparea cupelor excavatoarelor folosite în activitatea minieră. Acestea se utilizează în procesul de mentenanță a utilajelor miniere, asigurând un flux constant în funcționarea acestora. Cariera Roșia și Cariera Roșiuța sunt ultimele care se vor închide la nivelul complexului energetic Oltenia, conform planului de restructurare și decarbonare al companiei energetice. Autoritățile locale din Ciuperceni au planuri mari de dezvoltare în anul 2023. Autoritățile locale au depus deja un proiect prin PNRR, prin care au obținut fonduri europene pentru digitalizarea localității. Proiectul Ciuperceni, Comună Inteligentă, de reformarea unității administrativ-teritoriale, va răspunde la nevoile cetățenilor 24 de ore din 24. Primarul din comuna Ciuperceni vrea să digitalizeze comuna și spune că vor fi montate 2 stații de reîncărcare electrice, dar se va moderniza și sistemul de supraveghere video a localității. Ce aș face referire la aceste 2 proiecte care acum luna aceasta ne-au și fost aprobate, am primit finanțare la ele. Unul dintre ele se numește Ciuperceni Comună Inteligentă și al doilea reabilitarea moderată a sediului primăriei. La primul proiect care este în valoare de, vorbim în bani vechi, sau 1.100.000 sau 11 miliarde lei vechi, Ciuperceni Comună Inteligentă este compus din, aș putea spune, 3 componente. Are, deci, realizarea GIS-ului la nivel de comună, da? Montarea 2 stații de reîncărcare electrice, da? Și dotarea primăriei cu diferite sisteme, plus montarea în comuna sistemului camere de luat vedere. Un alt proiect depus prin PNRR vizează reabilitarea și modernizarea primăriei, dar și montarea de panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică. Reabilitarea moderată a primăriei, tot un proiect prin PNRR, în valoare de 1 milion sau 10 miliarde lei vechi. Ce înseamnă treaba asta? Independență energetică, montarea... O idee foarte bună și la care vom ajunge, vrând nevrând, cam toți. Montarea panouri fotovoltaice pe clădirea, schimbarea acoperișului, montarea fotovoltaicilor pe acoperișul primăriei și anvelopare, schimbare, tocărie. Sunt de principiu că, chiar dacă reiterez chestiunea aceasta, orice leu, euro adus în comună, prin orice mijloace, e binevenit. Și orice lucru care îl faci, îl facem pentru comuna noastră și pentru bunăstare, cetățenii să fie mulțumiți. Directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, Robert Băleț, crede că echipa de handbal mai poate obține 2 succese în ultimele meciuri ale anului. Recent, trupa condusă de Liviu Andrie și Andrei Nache a bifat prima victorie în deplasare. Urgencele au învins o împănie pe SCM-ul Craiova cu 26-21. Înainte de acest meci, seniorile de la CSM cedaseră la mare luptă partida cu Vâlcea. Băleț este convins că pregătirea foarte bună din pauza competițională a dus la aceste evoluții. O victorie venită după mai multe jocuri bune în care am și pierdut, am și câștigat, dar e clar că atunci când joci bine, nu poți să pierzi la infinit. A fost un joc câștigat de o manieră categorică în fața unei echipe de prestigiu, a handbalului feminin,
în care am demonstrat că și noi putem avansa în clasament și a face față cu brio acestui campionat al Ligii Florilor. Le felicit pe fete, îi felicit pe antrenori pentru munca depusă, pentru că a fost o victorie venită după o muncă foarte, foarte asiduă și cred că suntem pe drumul cel bun. Două victorii în ultimele două confruntări din an ar asigura secției de handbal sărbători liniștite. Mina Urbaia Mare și CSM Galați sunt ultimele adversare din 2022. Mai avem două meciuri anul acesta, pe 22 aici în sala noastră cu Minaur, Baia Mare, și pe 29 decembrie la Galați. Sper să încheiem anul cu cel puțin o victorie, de ce nu două, pentru ca să sunt liniștiți anul viitor. CSM Târgu Jiu ocupă locul 8 în Liga Florilor. Fundașul Universității Craiova, Vladimir Screciu, nu vrea să le ofere cadouri ultimilor adversari din acest an. Trupa din Bănie trece printr-o perioadă grea, dar meciul cu Chindia Târgoviște le-ar mai putea îndulci suporterilor sărbătorile. Partida se dispută sâmbătă de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco. Capitan în ultimul meci din campionat, Screciu le cere fanilor să vină număr cât mai mare la meci și le promite victoria în confruntarea din weekend. Noi sperăm, adică avem certitudinea asta să luăm cele 3 puncte, pentru că avem nevoie de ele și cred eu că o să ne facem o vacanță mai plăcută dacă o să luăm acele 3 puncte și de asta avem nevoie de voi, suporteri, să fiți alături de noi. Cum a fost și până acum, trecem printr-o perioadă mai puțin bună, dar împreună trebuie să o scoatem la capăt. Nu avem decât, asta e, mergem înainte și sperăm să fiți alături de noi. Screciu este fericit că a fost ferit de accidentări în acest an și speră ca 2023 să ofere mai multe momente de satisfacție echipei din care face parte. Pentru mine cred că a fost cel mai reușit an, pentru că am avut cele mai puține accidentări. Asta cred că s-a și văzut, adică m-am simțit foarte bine, din ce în ce mai bine, sper să fiu sănătos. Pentru echipă cred că a fost un an destul de ok. Sperăm ca anul viitor să fie un an mult mai bogat. Craiova ocupă locul 5 în Superliga înainte de runda cu numărul 21. Acestea au fost știrile Accent TV. Eu sunt Adelina Coco și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!